Preamărit să fie Domnul Iisus! Vreau să vă salut cu ultimul verset al Sfântului Cuvânt Biblia, care a fost deja citit. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin! Și în acest an în care Dumnezeu ne-a sprijinit să intrăm, și avem până acum 11 ore din nou an. Facă Dumnezeu Sfântul să le putem avea pe toate ale anului acestuia și în toate orele din anul acesta să căpătăm de la Domnul har, pace și îndurare. Amin. Și dacă vede la noi vreun scăzământ, vreun păcat, să ne dea Domnul pe lângă har și pace și iertare de păcate. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și împreună cu dumneavoastră și pe mine. Amin! Am ascultat la început, cum a povestit fratele Andrei și apoi Amos, amândoi anunțau un fel de gândire adâncă a lui Dumnezeu cu privire la biserica noastră. Asta inclusiv și pentru mine și pentru toți. Dumnezeu este gata să ne dea lumină. Dumnezeu este gata să ne dea har. Dumnezeu este gata să mântuiască viețile noastre. Dar să băgăm de seamă că prea mulți dintre noi sunt cei care ignoră cum s-a citit și s-a repetat din Psalmul 136, pe care îl cântă așa frumos în bisericile istorice. Lăudați pe Domnul că este bun, aleluia! Căci în viață ține îndurarea Lui, aleluia! Și continuă fiecare verset pe melodia asta din întregul psalm. E o frumusețe când cantorii din strană cântau așa numita priceaznă, psalmul 136. Suna tare frumos. În fine, când eram mic, cântam și eu cu ei, că stăteam lipit de un unchi de-am eu, după care mama mi-a pus numele, era fratele ei mai mare, Olaru Vasile. În fine, ascultând acele spuse, mi-a venit în minte cuvântul care am spus la fratele păstor Andrei să-l citească de aici. Apoi mi-a zis să nu pecetluiești aceste cuvinte, prorocia aceasta, adică din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Dragii mei, vremea e aproape în două feluri. În primul rând, de la învierea lui Iisus și chiar de la nașterea lui Iisus încoace, noi trăim zilele din urmă. Și trăind zilele cele din urmă,
evenimentele să succed una după alta. Dar ați văzut cei mai ales care umblam în țară cu trenul, cu acceleratul. Păi dacă trebuie să vină, de exemplu, la ora 11 în gară, apoi de pe la 10 începeau oamenii și venea câte unul, câte doi, câte așa. Dar când era 11 fără 10, 11 fără un sfert, apoi se călcau unii pe alții, toți erau prezenți. Și lucrul acesta arăta că trebuie să sosească acceleratul. La ora actuală, Domnul a chemat la sfânta pocăință mult popor. Și din țara noastră, și din alte națiuni, dar a chemat, de exemplu, africanii cu miile lor și apoi a chemat pe cei slabi care stăteau pe sugarduri și la răspândit de drumul să ceară un bănuț. Și pe ăia i-a chemat și a făcut din ei vase de cinste, glorie Domnului. Îmbulzarea asta ne arată că acceleratul e tare aproape. Adică venirea lui Iisus pe norii slavei e foarte aproape. Foarte aproape. Și fiind aproape, Duhul Sfânt ne înștiințează să veghem și să ne pregătim. Pentru că la un moment dat și vegherea se termină. Toate 10 au ațâpit. Dar la un moment dat și îndurarea lui Dumnezeu nu mai este aceeași. La un moment dat nu se va mai întâmpla botezuri cu Duhul Sfânt și iertări de păcate. Fiindcă nu știm dacă anul ăsta, 2023, nu va suna în plin. Cine este nedrept să fie nedrept mai departe? Cum stau eu? Cum stai, matale, care mă asculți? Ești drept în credința care o ai? Sau ai o credință nedreaptă, știrbită? Gândește-te la aceasta, că dacă ești drept, ți se va da ocazia să trăiești în dreptate mai departe. Dar cine este fără prihană, să trăiască și mai departe fără prihană, adică fără pată, fără păcat. Și păcatul vom citi mai încolo. Fiecare vor putea vedea ce au în duhul și în sufletul lor și în trupul lor și în mintea lor. Fiecare vor putea vedea. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Deci, Domnul face această clasificare între pocăiți. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Mai vine o vreme când nu te vei mai putea corecta. Vine o vreme când dacă ești prins de ură, nu vei scăpa de ea până în iad. Vine o vreme că dacă ești cuprins de minciună, nu vei putea scăpa de ea până în iad. Dar astăzi poți să scapi. Astăzi îndurarea încă stă. Luminile alea stă gata să vină pe fiecare care cere, care vrea.
ca să schimbe macazul, să nu mai meargă în stânga, să meargă în dreapta, unde ai chemat. Ați auzit bine? Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe în neprihănire. Vedeți, dragii mei, oamenii totdeauna au fost împărțiți în două. Din prima familie a existat un om care a ascultat de sfatul diavolului. Din prima dată s-a împărțit în două. Eva a ascultat de șarpe și a amăjit și pe Adam. L-a făcut să cadă în păcat. Primii lor copii, cei doi, Cain, a ascultat de păcat și păcatul a pândit la ușa lui, ba azi, ba mâine, ba pe mâine. Cum scrie despre Iosif în Egipt, că nevasta lui Putifar în fiecare zi îi cerea să păcătuiască cu ea. Stăruia de el într-una, într-una. Așa face păcatul. Așa face păcatul. Deci de la început lumea s-a împărțit în două. Apoi ne este scris așa de frumos și de clar de Picioarele Înțelepte. Și ele s-au împărțit exact în două, 5 și 5. Și noi suntem azi văzuți de Duhul Sfânt două tabere. Ați auzit vedeniile alea? Mai bine ca mine. Dar treziți-vă, frați și surori, și toți bine, hai să dăm divorț întunericului, păcatului, satanei, să ne despărțim de tot ce ne încurcă de a ajunge cu Iisus în rai și să putem cu adevărat ajunge în raiul lui Dumnezeu, că de-aia ne-am pocăit. Și ce râvnă, și ce har, și ce iubire era în noi atunci când ardea Duhul în noi și cu lacrimi cerem să fim și noi primiți de Iisus și de frați în sânul bisericii. Cum atunci nu puteai, Doamne ferește, să urăști pe cineva. Nu puteai. Erai într-un har care te ținea aproape. Cum de-ai ajuns acum pe dos? Cum de-ai ajuns acum pe linia aia moartă? Și cum de acolo unde ești te simți bine? Cum e asta? Nu cumva mergi spre iad? Întreabă-te și ai grijă că cuvântul din 10 a zis, apoi mi-a zis să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat
să se întineze și mai departe. Cine este neprihănit să trăiască și mai departe, fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Două lucruri rele și două lucruri minunate. Le-a pus pe toate patru într-un verset, arătând că viața noastră poate fi duplicitară. Poți să arăți, să postezi ca neprihănit și să fii întinat. Poți să postezi ca sfânt și să fii spurcat. Ai grijă, cum stai, că există un ochi care supraveghează, nu numai veghează, supraveghează și ne veghează pe fiecare. Cum v-a mai spus, scrie în Iov, așa de minunat. Și ce este omul? Ca să-l cercetez în fiecare dimineață și să-l încerci în toate clipele. Aceasta nu este o veghere, ci aceasta este o supraveghere. Domnul are ochii ațintiți spre noi să vadă cum trăim, cum suntem, ce gânduri avem, unde ne uităm, ce ascultăm, ce vorbim, ce spunem altora, toate acestea sunt scrise. Și în ziua mare a judecății nu vei putea fi scăpat cu scuze, că Domnul are oameni sfinți care, ca și noi, au trecut prin acele stări și acele vremi și acele ispite, sub acele conduiri, ca și noi, dar au trăit în sfințenie și s-au lipit tare de Iisus, în timp ce alții s-au lipit de cele lumești. Auzi ce zice aici? Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Nu știu cum va fi. Nu știu cum va fi. Dar ce-i scris aici, eu știu exact că așa se va întâmpla. Ce va da El? Se poate întâmpla că, cum zice în Apocalips mai devreme, aci, apoi am văzut multe cărți și morți mari și mici au fost judecate după cărțile acele. Și-a luat o carte. Ia să vedem, X, e scris aici, da, pune deoparte, e altă carte a mincinoșilor, să vedem, e scris aici, da, e altă carte și așa la rând, pentru toate faptele ești scris în cărțile acele. Dar un lucru minunat, apoi am văzut o altă carte, care e cartea vieții. Și pe oricine a fost scris în cartea aia vieții, a fost salvat, n-a mai mers după cărțile celelalte. Poate că în viață tu ai trecut prin fel de fel de păcate, dar astăzi când Domnul te invită să te desparți de toate păcatele
și îți încredințez viața lui Dumnezeu. Și dacă ai furat, nu mai furi, și dacă ai mințit, nu mai minți, și dacă ai curvit, nu mai curvești, și dacă ai urât, nu mai urăști, și dacă te-ai purtat rău, nu mai vrei să fii omul ăla rău. Atunci Iisus te ia de mâna dreaptă, te călăuzește cu sfatul lui și în cele din urmă te primește în slavă. Glorie lui Iisus! Dar trebuie să veghem bine că la fiecare păcat are o plată. Dar în definitiv, plata păcatului mic sau mare este viață, moarte. Și ce moarte ne arată Apocalipsa? O moarte cu un iaz de foc. Și ce foc e ăla? Când un loc spune întuneric, în întuneric se propagă frigul. Dar știți că și frigul arde? Și sămânăturile, când nu au zăpadă și vine un jer, arde sămânătura în pământ și nu mai iese. După 100 de grade de frig, e așa puternică, dacă îți dă un jet de oxigen peste mână, peste ceva, imediat s-o topește de nu mai o ai. Simți o arsură extraordinar de mare și gata. Poate fi un foc din ăla, dar cum că scrie că face fum, apoi un foc din ăsta la alt. Numai că focul ăla e un foc inteligent, nu arde să te facă cenușe. Arde și reface, arde și reface și veșnic. Ești chinuit în focul veșnic, care nu se stinge și vermele lor, o zis Iisus, acolo nu moare. Pentru că odată ce ai trecut din lumea asta în cealaltă, tu nu mai poți să mori. De-ai mers cu Iisus, te-ai făcut un trup viu duhovnicesc. De mergi cu diavolul, te-ai făcut un trup viu în felul morții, dar tot duhovnicesc. Așa că duhurile nu mor și nu vei putea muri, o zis Iisus, amar vă rătăciți, că nu cunoașteți nici Scripturile, nici voia lui Dumnezeu, pentru că după înviere cineva avea parte de aceasta, acolo nu se vor însura, nici nu se vor mărita, fiindcă nici nu veți putea muri, ci veți fi ca îngerii lui Dumnezeu din cer. Mărit să fie Domnul! Deci, e un lucru foarte interesant asta și trebuie să știți. Unii propagă că după moarte și în cer vor avea femei câte vor. Alții propagă că după moarte vor bea și se vor veseli. N-ai treabă, că Dumnezeu nu împlinește gândurile astea prostești. Dumnezeu cel Sfânt e Sfânt. Amin. Și toate vorbele Lui sunt sfinte. Și nu se poate una din ele să lipsească,
să fie știrbit cuvântul. Nu se poate. El e întreg. Eu sunt Alfa. Ce înseamnă asta? Domnul Iisus Hristos ne spune în Evanghelia lui Ioan 1, la început, Alfa, eram și ultima, Omega, când Iisus își va desfința pozițiile lui de a stăpâni totul, că Tatăl i-a dat totul în primire, dar vine o Omega când toate aceste poziții el însăși se va preda cu tot ce are în mâna lui Dumnezeu Tatăl și atunci va fi Dumnezeu totul în toți. Glorie lui! De aceea zice el, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate, în cetatea Ierusalimului nou, care coboară din cer de la Dumnezeu cu oamenii, cu sfinții. Toți sfinții vor veni împreună cu el și ne vor întâmpina pe noi, întâlnirea va fi în văzduh. Mărească-se numele Domnului! Atunci ori ieși morți din morminte și noi cei vii, când ei vor fi la o înălțime oarecare, vom fi transformați deodată și o lua-o după ei. Și atunci Isaia vede asta și se miră. Cine sunt ăștia care zboară ca niște porumbei spre porumbarul lor? Cine sunt și de unde vin? Ăștia vin din năcazul cel mare că și-au spălat hainele în sângele mielului, glorie lui Iisus. Să vedem acum ce trebuie să spălăm. Că aici ne arată, afară sunt câinii, câinele latră pe oricine. Și tu dacă ai o gură spurcată, tot timpul latri. Tot timpul latri pe oricine. Pe ăla nu-l poți vedea, pe ăla nu-l poți auzi, pe ăla nu-l poți întâlni, cu ăla nu poți să dai mâna, cu ăla... Hai, Doamne, iartă-mă ce câine grozav, mă! Cred că ai o înălțime de un metru. Așa un câinioi mare, cum să intre în rai? Afară sunt câinii, lângă ei imediat vrăjitorii, care au vrăjit pe oameni și i-a dus în eroare, care fac farmece și minunea lor. Apoi pe lângă ei vin imediat curvarii. Curvarii care curvesc faptic și le place în curvii, le place să trăiască așa, ani de zile. Vin în biserică, bacă iau și cina, bacă dă mâna cu toți, bacă-i prieten mare, dar el în afară are mândre sau are bărbați cu care se întâlnește. Sau are aparate la care privește și-și satisface privirile și-și satisface poftele trupești și-i mângăiat.
în cazuri ca alea, simte o satisfacție de nu se poate despărți. Atâția inși își lasă copiii, nevasta să doarmă și el se duce și se uită la prostii. Odată unul predica așa cu foc și după terminarea serviciului vine soacră-sa la mine, frate, ți-a plăcut cum o predica ginerile ăsta? Da. Vai, Doamne, frate, știi ce-i cu el? Nu. În toată noaptea, după ce se culcă familia lui, copiii, nevasta, el se închide într-o cameră acolo și apoi așa de tare pătruns de patim, de câteodată nu rezistă, râde, strigă. Și când iasă de acolo, își trezește nevasta să facă nelejuirile care le-a văzut el acolo. Și toată noaptea o chinuie pe fata asta. Măi, Doamne, m-am îngrozit. Dar știi cum s-a sfârșit? S-a sfârșit că s-a urcat într-o zi în mașină și cu o plină viteză a sărit într-un stâlp din ăla de vincluri și s-a nenorocit. L-a mai reparat doctorii și în prezent trăiește pe un căruț adunat tot grămadă. Nu, acum mai uită-te. Vezi? Dumnezeu plătește, nu uitați. Curviile-s de multe feluri. Și dacă ai o stare, cum am zis, idolatră, tot curvie se numește. Închinători la idole apoi, după curvari. Ucigașii care ucid copii, care ucid cu vorba, care omoară suflete, tot felul de ucideri, închinătorii la idoli și oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Am fost odată departe, într-o țară și la ei în fiecare, de altfel în două țări asta, una pe un pol, una pe alt pol, am întâlnit același lucru. Și făceam adunare în toate zilele. Sâmbăta când era către ora 3, tot câte unul fuge. Ce cu ăștia, mă, unde? Păi zice, trebuie să se ducă acum să-și renoiască ce le cere acolo. Și ce le cere? Să completeze o hârtie, câți copii ai. Apoi pune acolo 5, 6. Apoi am cumpărat atâtea haine, am cumpărat atâta mâncare, am cumpărat ce știu. Dar el era singur. Sau copiii erau în țară și el era pe acolo. Și ăia nu întreba, hai odată să-ți văd copiii, sau nu. Le dădea bani după cât zicea el cu cheltuit în săptămâna aia. Când am aflat asta, am ținut o predică de aici și am zis, mă, cu voi bai. Vorbeam cu unul care era în comitetul bisericii acolo. Apoi, frate, nu-i numai cu noi bai, că-s mai mulți aici, acum, adică. Pe unii, de exemplu, nu au fost bolnavi deloc și s-au făcut așa bolnavi și au plătit la doctor și iau pensii, aia nu-i minciună. Păi tot minciună e și aia acum. Dar eu zic, cu voi bai, mă.
că aici scrie așa: oricine iubește minciuna și trăiește în minciună. Dar voi nu trăiți în minciună, voi trăiți din minciună. Adică atât ați mințit până când v-ați făcut rost de pensii și trăiți din minciuni. Doamne Iisuse, păzește-ne! Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească aceste lucruri pentru biserici. Deci nu e o poveste, nu e o invenție a lui Ioan în Apocalips. Eu, Iisus, am trimis pe îngerul meu să vă adeverească acestea. Vreți lumină? Hai să ne spălăm în sângele lui Iisus! Vreți să coboare lumina? Depărtați-vă și spălați-vă și mărturisiți și lăsați-vă de minciună, lăsați-vă de ură, lăsați-vă de tot ceea ce strică în viețile astea. Lăsați-vă de ele. Eu sunt rădăcina și sămânța lui David, luceafărul strălucitor de dimineață. Că înaintea lui a fost alt luceafăr strălucitor, fiul al zorilor. Dar el a căzut și el a rămas luceafărul strălucitor de dimineață. El aduce ziua în oameni, lumina. El e lumina lumii, glorie lui. Băgați de seamă, nu un om vorbește aici. Iisus din slavă. Eu am trimis pe îngerul meu. Și îngerul Domnului trimis de Iisus a venit la Ioan în insula Patmos și l-a făcut să scrie toate cuvintele și apoi le-a pus în cartea aceasta: glorie Domnului Iisus. Acum și Duhul și Mireasa zic: vino! Și cine aude să zică vino! Dragii mei, de ce strigă Duhul să vină? Ce sufere El? Ce vrea să scape? Duhul este păstor înlocuitor a marelui păstor. Este mângăitor în locul marelui mângăitor. Domnul a zis: mă duc la Tatăl și n-am să vă las orfan, ci am să vă trimit un alt mângăitor. Pe Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, dar voi îl veți primi. Și El va fi cu voi și în voi. Îi cu noi în biserică, ne-a vorbit de atâtea ori. Și în noi, ca să ne călăuzească, mărească-se numele Domnului Iisus. Cu voi și în voi. Și Duhul zice întâi vino, pentru că El, în organizarea divină a lui Iisus, suntem dați în mâna Lui. De aceea, băgați de seamă să nu vi se facă Duhul Sfânt vrăjmaș. Că atunci
Când vi se face Duhul Sfânt vrăjmaș, e mare bai. Vă dă pe mâna chinuitorului și nu puteți scăpa până nu plătiți ultimul bănuț. În vechime, la Maria, la Aron, Duhul Mneului s-a făcut vrăjmaș, zice cuvântul Domnului. Băgați de seamă, la evreii care au cârtit, că n-au apă, că n-au pâine, că s-au săturat de mana proastă, Duhul Sfânt li s-a făcut vrăjmaș. Păi tu care nu-ți place de oamenii din jur, care nu-ți place de neamul tău, tu care nu-ți place de frați botezați ca tine, tu care îți place să manevrezi vorbele triviale și minciuna, nu ți-e frică că într-o zi Duhul Sfânt să se face vrăjmaș? Duhul Sfânt e prietenul nostru. El ne călăuzește, El ne învață, El ne îndeamnă și ne îndreaptă. Dar atunci când ascultăm de El și facem fapte de care îl întristăm, El se face vrăjmaș. De aceea este scris, împacă-te cu pârâșul tău câtă vreme ești cu el pe drum, până nu mori. Împacă-te cu pârâșul tău. Un frate aici în biserică, zice, frate Hozan, aici cred că ai greșit. De ce? Apoi pârâșul nostru e diavolul. Bine mă, tu împacă-te cu diavolul atunci. Să vedem cum îi. Eu știu că trebuie să mă împac cu Duhul Sfânt, să trăiesc în ordine, ca Duhul Sfânt să nu fie luat de la mine. Cum zice David, nu lua Duhul tău cel bun de la mine. Doamne ajută-ne! Acum și Duhul și Mireasa zic, vino, pentru că atâtea neplăceri facem noi Duhului Sfânt. Și adesea ori întristăm pe Duhul Sfânt și El care trebuie să ducă Mireasa până la întâlnirea cu Iisus și să o predea la Iisus, îi ca un cioban, care ciobanul a cui soile au plecat undeva și l-a angajat pe ăsta până vine, ai grijă de oi, dar oile se răzleță, oile n-ascultă, berbecii se repeze și dă câte un cap de sare cât colo. Și atunci el numai să tot uită, mă, oare când vine ăsta, mă, când vine? Și strigă după el, măcar că nu-l vede, hai odată că m-am săturat de oile astea, hai odată. Duhul strigă și Mireasa strigă și cine aude, ce să facă? Să zică, vino! Și celui ce este sete să vină, cine vrea să ia apa vieții fără de plată, glorie Domnului! Amin. Prin urmare, nouă ni se dă totul gratuit, totul fără plată. Și mântuirea fără plată a fost plătită de Hristos. Păcatele noastre le-a plătit Hristos. Viața veșnică am câștigat-o prin credința în Hristos. Totul e gratuit. De ce mai stai legat de păcatele tale? E ziua anului nou 2023. Dezbracă-te și aruncă tot ce-i pământesc și strigă la Iisus să te spele și să te îmbrace ca să putem rămâne cu El pe totdeauna.
Mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva, la ele Dumnezeu îi va adăuga urjiile scrise și în cartea aceasta. Și dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărții aceștii prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta. Cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, amin, vino Doamne Iisuse, harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toți, amin.